Salutare, mai mult și am găsit la un nou unboxing pe canal. Azi să vă prezentau un mouse accesibil tuturor. Asta înseamnă că este sub 100 de lei. Chiar acum am găsit o promoție la el, parcă pe Altex, era undeva la 55 de RON, ceea ce mi se pare destul de mișto. Și avem câțiva spectatori, după cum puteți observa. Ăștia stau pe la mine prin cameră, ei doi, sunt cei mai noi membri. Asta deja știți, am postat pe Instagram poze cu el. Și să trecem la unboxing, este vorba de mouse-ul Trust Zibo, un mouse optic care duce până la 3200 dpi. Destul de simplist, design ergonomic, are software și vine în 4 moduri de iluminare. Hai să îl scot din cutiuță, deja după cum puteți vedea am maltratat un pic cutia. Se mai întâmplă și de astea. Și în cutia la o parte. Ca de obicei. Nu mai să miroasă. Așa. Avem un sticker, manualul. Manualul partea a doua. Și m-a luat propriu-zis. Arată foarte curat și un mouse, un cablu împletit. Asta ar însemna dacă ar trebui să reziste mai mult decât restul. Și hai să scoatem plasticul ăsta, să-l luăm la o parte. Să trecem la mouse. Hai să vă ajut acum un pic cu autofocusul. Deci, după cum puteți observa, avem un scroll wheel de cauciuc care e destul de silențios, surprinzător, și chiar îmi place chestia asta. Mouse-ul este ok. Și pe partea aceasta avem senzorul și e destul de ușor. Na, adică mai clar și eu amprinte peste tot. Butonul de pe și hai să îl băgăm la calculator. Să vedeți și puțină iluminare, pentru că de ce nu? O secundă. Ta-da! Și hai să-l duc înapoi, să-l vedeți mai bine. Bă, deci este un mouse spre roz. Văd că schimbă singur culoare. Un roșu. Bă, ce că e așa lent, știi? Un... E mov, dar camera mea s-a decis să facă flicker. Nu știu de ce, probabil de refresh. Nu știu, e un mouse foarte ok. Banda asta de leduri chiar... Chiar se vede mișto, n-am ce zice. Adică nu mai așteptam să fie atât de ok iluminat. Aici, în partea de sus, nu are multă iluminare, dar mai mult contează partea asta de jos, că va ilumina frumos. Dacă aveți un mouse pe dulce, se va vedea genial seara. Este la un preț accesibil, părerea mea, și vine cu software, ceea ce contează destul de mult. Adică, cred că sunteți de acord că există alte branduri care vin cu un mouse super colorat, dar n-au soft. Chestia asta mi s-a părut o problemă. Evident că schimbăm DPI, schimbă și modul de iluminare. Dar, da, o să vă las link în descriere de unde îl puteți achiziționa. Așa. Și între timp o să lăsăm pe el să se joace cu mouse-ul, să ne spună ce performanță are. Acesta a fost video de azi, sper că v-a plăcut. Și până la următoare, la revedere. Pa, pa!